Salut, eu sunt Radu și scriu pe excelninja.ro. În acest video vreau să arăt cum poți să faci asta în Excel. Bun, sper că te-am făcut curios, curioasă. Dacă vrei să vezi exact cum am făcut asta, urmărește mai departe acest video. Bun, dacă ai văzut introducerea, am impresia că tocmai te gândești, mă rad, oare ce macro ai făcut tu ca să iei informația asta? Poți să vezi și tu că aici avem țările din Uniunea Europeană, na? Sigur ai făcut ceva macro din alea super complicate ca să iei informația asta. Răspunsul meu e nu și practic ce vreau să fac este să arăt un feature nou pe care îl are Excel-ul și care s-ar putea să ajungă la tine în termen relativ scurt. Ce am făcut eu? Am transformat textul ăsta într-un tip de dată oarecum îmbogățit, într-un tip de dată numit, să mergem în dată să vedem cum îi zice, geography. Da. Un tip de dată geografic. Am spus Excel-ului, am selectat chestia, să dau click pe geography, i-am spus că, uite, numele astea sunt nume de țări, în cazul nostru. Și Excel-ul a mers și a căutat pe Wikipedia, pe Google, pe unde a căutat și văd că îmi ia informații despre fiecare țară în parte. Știe că Finlanda e o țară și îmi ia destul de multe lucruri despre, despre Finlanda. Dar mă scroll așa ca să vezi repede, dar vezi și tu că sunt multe informații pe care le vedem acolo. Și tipul ăsta de dată așa îmbogățită îmi permite mie să fac ceea ce ai văzut tu mai înainte. Să zic egal cu Finlanda, punct, și hai să vedem ce ne interesează. Ne interesează în primul rând, hai să spunem, populația. Dau un pic de scroll, ajung la populație și dau Enter. El mi-a luat efectiv populația, dau un multiplic și sunt sigur că știu vrei să te uiți la România să zici populația apare. Pare 19 milioane, deci par ar fi date destul de actuale. Hai să mai luăm și altceva. Ne interesează, de exemplu, ăsta și ne interesează rata nașterilor. Dau Enter, nu știu ce înseamnă 10 neapărat, sincer. Aici poate că ar trebui să și înțelegem ce înseamnă birth rate-ul ăsta. Dar, iar, sunt informații pe care le prea. Îți dai și tu seama că dacă n-aș fi făcut asta în felul ăsta, mi-ar fi luat destul de mult timp doar pentru populație. Că trebuie să merg pe Google să tot caut informația asta sau să o preiau practic dintr-un alt fișier care nu știam sigur cât e de actualizat sau nu. Încă unul, hai să-mi luăm și dimensiunea armatei. Ne interesează de în care... Asta să mergem pe area, să vedem câtea țară din Europa e România ca și suprafață. Dacă nu mă înșel, partea de area e în kilometri pătrați. Și hai să facem și o sortare. Hai să facem după coloana D, de la mare la mic. Da, și vedem că Franța e cea mai mare țară din UE, în cazul care te întrebai care e asta. Ce vreau să mai zic aici? Un mod de a prelua informația asta e așa, egal cu ăsta punct, da? Un alt mod poate să fie să transform toată treaba asta într-un table. Am mers la insert și toclic pe table ca să mi-l albăstrească așa un pic. Dacă mai lucrat cu tabele știi că ți le face albastru așa în general. De ce l-am făcut table? Pentru că în table am butonul ăsta semi-magic și pot să zic să adaug o coloană și să-mi aleg ce vreau să adaug. Și aia ce mă interesează subdivisions. Nu știu ce înseamnă treaba asta, probabil că e vorba de județe. Da. Și mi-a aici toate subdiviziunile și da, e vorba de județele fiecarei țări. Da, asta parcă tu și prea mare o șterg. Ăsta e modul în care preiau informația asta și zic că e o chestie foarte, foarte interesantă și asta arată cumva și o direcție în care cei de la Microsoft se îndreaptă cu dezvoltarea Excel-ului. În tabul de data avem deja două opțiuni, geography and stocks. Habar n-am, mi-a fost frică să dau click pe stocks pentru că nu prea pricep cu partea asta de stock market. De asta am rămas la geography. Dar ce spuneau ei pe site-ul lor e că vor să dezvolte și alte tipuri de date și cu ajutorul cărora să poți prelua informații direct în Excel fără să mai ai nevoie de motor de căutare și de Google. Acum, întrebarea cea mare este, Radu, am acces la butonul ăsta, că mă uit în Excel meu și văd că nu. Dacă ai Office 365, s-ar putea să ai acces acolo. Eu am obținut butonul ăsta magic pentru că am intrat în Office Insiders Program, adică primesc înaintea majorității câteva update-uri la Office.
sunt și șanse ca să-mi facă crash din cauza asta Excel-ul, dar mi-asum riscul ăsta ca să vezi, mă sacrific pentru tine ca să poți să arăt la anumite lucruri noi. Deci, în momentul de față, din câte știu eu, poți avea acces la partea asta de data types doar dacă ești în Office Insiders Program. Dacă ești, s-ar putea să primești câteva zile update-ul acolo. Mă opresc aici, sper că ai învățat ceva nou și dacă da, nu mă supăr dacă îmi lași un like la acest video. În rest, dacă vrei să înveți Excel, abonează-te pe YouTube sau, și mai bine, hai pe excelninja.ro.